Bine ai venit pe canalul meu, canalul Criptorica. Din nou, astăzi revin cu informații despre Sole Books, pentru că astăzi vreau să retrag, deci eu retrag la 12 zile, am în sold 11 dolari și pot să retrag la actualizarea, la upgradarea de account pe care o am eu, pot să retrag 7,20 la 12 zile. Și vreau să retrag astăzi, că după aceea n-am să mai retrag, pentru că vreau să strâng bani ca să pot să-mi fac actualizarea, respectiv upgradarea accountului la o, cum să zic, deci la un grad mai mare, așa, să ne ducem aici, să vă explic un pic ce vreau eu. Deci eu am acum bronz, anul trecut în luna 10-a, am plătit, cât am dat eu, 60 de dolari și am retras acum 100, cu ăștia care retrag astăzi, fac exact 120 de dolari, deci am retras la dublu, deci cât am investit am retras. Și acum vreau să-mi strâng bani, să-mi fac o upgradare, să văd. Deci aș vrea să nu aduc deloc de acasă, dar o să văd la care o să mă decid. Ăsta mi-ar place, dar o să vedem câți bani reușesc să strâng până atunci, respectiv pentru faptul că eu am decis să fie astăzi ultima retragere. Deci am aici bani, am retras 112. Deci până acum am 112 dolari retrași și astăzi retrag din nou 7,20 dolari. Ca să fac 120 de dolari retrași, vedeți, deci eu am drept 8 dolari, dar pot să retrag minus comisionul care se ia, 7,20 dolari, și ăștia probabil mâine dimineață sau mâine seară cel târziu vor fi în contul meu din Perfect Money. Și acum am să și ia să vedem câți au rămas, pentru că aș vrea să cumpăr și deci am 3 dolari și 13, trebuie să vizualizez toate publicitățile, am vizualizat doar câteva, pentru că vreau să cumpăr, să închiriez și referali aici. Da, deci 25 de referali, costă 3,75 de dolari. Eu nu am 3,75, deci am 3,13 mi-au rămas. Și am să, după ce fac toate clicurile, o să-mi iau încă 25 de, o să închiriez încă 25 de referali pentru o lună de zile, să am 100 de referali, pentru că contează foarte mult aici. Eu am scăzut mult, aveam și am avut chiar și 200 de referali, dar după aceea m-am lăsat un pic puțin mai moale, n-am mai văzut toate reclamele, un pic am avut altceva de făcut și nu m-am fost foarte, foarte prezentă și atentă la acest site. Și bineînțeles, când nu ești atent cu ceva și nu depui energia ta, scade. Mulțumesc și celor 59 de referali direcți care dau click-uri. Bine, unii în fiecare zi, alții mai puțin, fiecare decide pentru el. Ce vreau eu să spun despre Sole Books? Sole Books este din 2017. Și plătește. N-am avut nicio problemă până acum, în momentul în care a venit data de 12, pe data de 12 eu am putut să-mi, deci data de 12, peste intervalul de 12 zile, dar depinde de upgradarea de account pe care o ai, cu cât upgradarea e mai mare, cu atâta și zilele scad. La
upgradarea de gold, diamond gold, mi se pare, sau sole diamond, la 5 zile, mi se pare, poți să faci retragerea. Ce vreau eu să vă arăt aici? Aici sunt ultimile retrageri și mâine, în momentul aici, apar în momentul în care banii sunt în payer sau în perfect money. De exemplu, ar fi trebuit să fiu și eu aici, dar aici sunt în momentul în care banii sunt deja în procesatorul de plată. Deci, mică, deja n-am luat încă banii, dar ei m-au trecut aici ca și cum am luat banii. Și ce vreau eu să arăt? Ia uitați, ăsta, Gato 989, acest pisoi a luat 10.000, a retras astăzi 10.000 de dolari. Wow, e un PTC, dar să ne lămurim. Deci, Sole Diamond, o să ne ducem la upgradare ca să vedeți cât a băgat acest pisoi în Sole Books. Și bineînțeles, ca să poată scoată ăștia 10.000 de dolari, trebuie Sole Diamond, avea el, da, pe 365 de zile, adică pe un an, a dat 2.499 de dolari, da? Și acum a retras 10.000 de dolari. Bine, nu se știe, poate să fie și pe o perioadă de o lună, de două, nu se știe care a fost perioada, nu știu când a făcut, că nu ai de unde să știi când a făcut el ultima retragere. Poate a făcut-o și acum câteva luni, dar ideea este că retrage dintr-un BTC 10.000 de dolari. Și nu numai el, deci la sumele astea mici nici nu ne mai uităm, nu? Dar de mine cu 7,20 dolari. De aceea am decis să mă focusez pe Solid Books și să nu mai retrag și să-mi închiriez referali, pentru că eu la gradarea pe la bronz pe care o am eu, numai puțin că internetul meu, ca de obicei, face numai se învârte, mestecă în mămăligă, în ceea tare. Deci, ce vreau să zic, așa, uite că s-a deschis, aici vreau să vă arăt la bronz. Eu pot să am referali închiriați, nu știu, până la 200 sau 500, nici nu știu exact, să mă uit acum, parcă 200. Deci eu am la bronz, nu. Deci, uite, maxim referal 500. În momentul în care ai 500 de referali închiriați, deja e divers. Ținând cont că eu nu vreau să retrag, deci vreau să acumulez suma acolo, să văd până unde pot ajunge în aceste 5 luni, pentru că suntem în mai și mie îmi scade upgradarea în a 10-a. Deci până atunci, eu am făcut upgradarea accountului pe 6 a 10-a 2017 și mi expiră pe 6 a 10-a 2018. Deci exact, bine, fără 2 zile, că nu am 5 luni de zile la dispoziție ca să-mi adun banii care trebuie să-mi upgradez accountul fără să iau din altă parte. Deci cam atât am vrut să vă spun cu Sole Books. Și ce să zic, așa cum am spus și în video trecut, eu am fost în foarte multe PTC-uri pe care le-am abandonat, că dintr-un motiv sau altul, în final nu plăteau. Deci cam asta. În momentul în care un site plătește și este serios, bineînțeles că. Dar da, e pe internet, e undeva. Și nu se știe nimic, sigur. Dar eu am zis, dacă tot, deci eu, investiția mea pe care eu am făcut-o, cei 60 de dolari pe care eu i-am adus de acasă, eu mi-am luat înapoi, da?
Acum, dacă mă străduiesc și sunt puțin mai atentă și muncesc în fiecare zi făcându-mi toate clicurile, absolut toate, toate, asta înseamnă, ce știu eu, un 10 minute, maxim 15, ca să zic, sunt curioasă până unde am să reușesc să, și cât să am adunat pentru upgradarea accountului. Bine, dragi prieteni, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like. Dacă sunteți interesați de informațiile pe care le aduc prin intermediul acestui canal, abonați-vă. Și ce să vă zic? Mulțumesc și până vă zic la revedere, până data viitoare. Pa, pa!